acest discurs permite doar concluzii triste, triste mai ales pentru PSD, dar triste și pentru România. Acest discurs arată clar, răspicat, pe față, că PSD, sub Dragnea, a ajuns un partid anti-european, anti-justiție, anti-investiții, anti-afaceri. Este trist, este foarte trist, fiindcă, pe de altă parte, toate sondajele și toate discuțiile ne arată că românii sunt pro-europeni, sunt oameni care vor locuri de muncă, românii își doresc o justiție dreaptă, românii își doresc foarte mult un stat de drept. Iată că PSD sub Dragnea a ajuns în opoziție cu românii. Este un rezultat care trebuie să ne dea foarte mult de gândit și care, cu siguranță, nu numai pe mine, m-a întristat. Faptul că România în anul 2018 a ajuns din nefericire să discute public dacă să dăm, să nu dăm amnistie și grațiere pentru politicieni, infractori, corupți, este ceva inimaginabil. La 29 de ani după Revoluție, când la Revoluție am luptat tocmai pentru drepturile noastre, pentru libertățile noastre, pentru un stat de drept, pentru o democrație în stil european, arată că acest partid nu este pe calea pe care și-o doresc majoritatea românilor pentru România.